Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Astăzi încerc ceva cu totul și cu totul diferit. Nici mie nu vine să cred că încerc așa ceva, mă înțelegi? Dar asta e, m-a dus viața aici și trebuie să fac și asta. Eu o să mă apuc și de live-uri, adică deja m-am apucat. Probabil când o să vedeți voi asta, eu deja o să am canalul. Dați un subscribe acolo la noul meu canal de live-uri. O să facem Omega, jocuri, nu știu ce. Și că tot mi-a luat microfonul ăsta de pe PC Coolers. Deci la prețul lui, microfonul este exagerat de bun. Este tot ce-mi doream mai mult. Aveți și acolo un link în descriere. Trebuie să vă spun ce facem. Astăzi o să reproduc ASMR. Da, am zis-o. Pe asta știți, deci cei care mă cunoști că eu urăsc ASMR-ul din toată inima. Deci nu suport. Așa că voi trebuie să vă uitați cu căști și n-aveți voie să puneți pauză la videoclipul ăsta ca să mă vedeți pe mine cum râd așa de voi, știi? Trebuie să faceți asta pentru mine. Bun, hai pentru videoclipul ăsta să facem, nu știu, frate, 30.000 de like-uri și acum hai să vedem primul video pe care o să reproduc. Prima oară să avem pe tipa asta care masează urechile morții, mă, știi cum s-au de că nebune. Dar nu mai mângâia urechea morții, mă, știi că mângâi de la aici pe ceamă. Azi că vedeți voi acum, tu vă mama mor. Stați liniștiți, copii, căci astăzi o să vă masez urechile. Oh, mamă, ce-mi place să vă masez urechile alea pline de ceară. Oh my god. Și George, spune-mi ce ai făcut astăzi la școală. Mai spune-mi, George, ia uzi. Oh, George, mai spunem despre profesoara ta de matematică. Place cum te masezi, George? Sau vrei să te masezi cum îl masezi pe Ștefan? Ștefan, ce e în urechile astea? Sunt pline de ceară. Îmi pare rău. Asta o fost numai pădure. Nu-mi place să masez urechile. După cum bine știți, la videoclipul ăsta am mai reacționat. E aceeași tipă care linge urechi, frate. O să reproduc cum linge urechi. Fii atent aici. Să fie, vezi ce mă enervez. Dacă mă crezi, parcă mi-a iurea să ling un microfon pe care abia mi l-am luat, da, asta e. Facem cu pungă, că e mai șmecher, fac aici, bag punga pe microfon și hăți. Hai să o gingiole, nu pot să cred că ling un microfon, dar hai. Ce bun e, Ștefan. Nu, gata. Deci în primul rând că mi se pare scârbos și la urmă nu pot să fac așa ceva, adică da profit că nu mă aud eu, știi, dar nu pot. Tocmai de acum o să reproduc ASMR cu mâncare, mi-am luat aici niște morcovi, niște de-astea. Fiți atenți ce vă fac eu acum, care își dă căștile jos din urmă sau oprește videoclipul și dă așa cu morcov în cap. Fii atent acum ce vă fac. Înainte de a vă lăsa cu ASMR-ul propriu zis, vreau să vă întreb dacă ați auzit vreodată cum... Sper că mi-a auzit saliva dintre dinți. Ce bun e, dacă nu clămpă, nu are sens. Deci habar n-am ce chestia asta, are un gust îngrozitor, dar măcar merită pentru video, știi, hai că mai luăm o gură. Da, frate, nu știu ce e salată, dar are un gust rău adevărat, să mă miroase aici între la măsele, aleu. N-am terminat încă, fratele vostru vrea să vă arate morcovul, hai să vedem. Bă, îmi pare rău, bă, că fac asta, bă, dar trebuia să o fac și eu, bă, adică tu știi cât am fost eu chinuit pe canalul ăsta din cauza la videoclipurile astea, deci n-aveți idee. Sper că v-a fost dor de mine, cred că vă ajută mai mult dacă mă uit în ochii voi și trebuie, uitați-vă în ochii mei, gândiți-vă aerul plin de bacterii pe care le închid acum și... face vederea mai bună să vă văd mai bine. Ce bun e. Oh, mi-au spart dinții și am dat și pe jos. Nu știu dacă se aude cu mânghitea, că încerc acum. Nu știu dacă ați auzit morții mei. Aia e, te-ați scăpat de morcov. Ai bine, n-ați scăpat. Încă o cură pentru tine frumoasă.
Hai că cu ocazia videoclipului ăsta mănânc și eu sănătos, adevărat, adică mă fac aici. Bă, vă învăț eu vreodată pe voi prostii. Nu vă învăț, frate, vă învăț să mâncați aici. Uite, dacă mă vede o companie de asta, uite, mamă, ce youtuber bun, mă învață copiii să mănânce salată direct, știi? Iancă vă plac citricele, așa că mi-am luat aici nouă, vedeți voi, o portocală. Ia fiți atenți voi aici cum reproduc eu, se vede, fii atent, frate, mai aici. N-am crezut că o să fac vreodată asta în viața mea, dar fii atent. Hai că dacă ia am un plut ăsta de portocală, adevărat. Tu-i morții mă, zi de prost. Hai că dacă ia am făcut portocală peste tot aici, am și pe scaun, am pe cap, pe față, am portocală aici, dai bine măi, portocala sănătoasă. Nu mai am portocala dat peste tot aia, nu mâncați portocale, nu spune, mai avem un măr atâta. În timp ce mănânc mărul ăsta o să vă spun o poveste de-a mea, numai ca să auziți așa, pentru că eu reproduc ASMR-a, acum fiți atenți. Și am zis gata videoclipul, cum s-a terminat aici, bă, viață. Păi dar cum, Dianu, eu dau aici mărție și tu spui că asta, da, gata. Bă, cam ăsta a fost videoclipul, eu sper că sper că nu v-a plăcut, sper că îl urâți. Da, e șmecheră chestia asta, mai ales că mă auzeam și eu aici în casă cum făceam, știi, e interesant tare, mă enervează rău tare, dar sper că o merita să-mi ling microfonul ăsta, să-l mușc, să-l fac ce nu i-am făcut, bine că nu l-am mușcat, că rămâneam cu el în gură, dacă mă înțelegi. Dacă mai vreți să de genul, nu uitați să dați un like, un follow pe Instagram. Eu sper că ne-am distrat cu toții, m-am bălit pe aici, m-am făcut coach cu oțet, cu portocale, cu de-astea, cu păstârnaci pe aici. Doamne ajută, frate, și eu m-am dus ca să mă duc să termin mărul ăsta, că tare mi s-a făcut poftă de Diano, valeu, babă! Nu sunt uraganul tipic, urc spre nord pe sfoara de care spânzurat ca un ascensor. Întreabă-ți comesenii de ce și-au pierdut toți dinții, că pe pământ ne obligă să mâncăm alte ființe. Ținte din poster ca o simplă ripostă și satelit incestuos, mă difuzează pe 1000 de posturi, blamează prostul, guz retardat ca America.